Salutare lume și bine v-am găsit la episodul 31 din SkyTech. Ce mai faceți? Sunteți bine? Toate bune și frumoase? Ok. Acum am observat că... una, două, trei, iar deasupra vine... una, două, trei, patru aici. Iar aici... una, două, trei, ok. Asta am făcut-o puțin mai înaltă. Mă gândeam să pun niște bănci aici. Ok, în fine, o grămadă de planuri și chestii. Uite că se face și noapte. Stați să-mi deschid eu aici, pentru că trebuie să citesc câteva comenturi. Că o să mai citesc așa din când în când câteva comenturi. Deci să mai lăsați pe acolo, nu știu, sugestii sau cine știe ce. Habar n-am, zic și eu. Bun, deci Tudor spune că pot să fac o sabie laser. Bă, Tudore, am sabie laser, cred că la sabia asta te referi. Și am sabie, de asta nu mai știu, oare o am aici? Nu am aici, o am, ideea e că o am, probabil ești mai nou pe serie, dar am sabia laser. Ioan Buzic spune că să fac, hei, am lăsat ceva jos, să fac baza aia militară și la baza aia militară să fie un elicopter sau o pistă de avioane. Bă, nu era ideea deloc, probabil că o să fac ceva elicopter de la, sau vreun avion, cargo, bot, nu știu de la care cară chestii. Probabil că da, este o idee bună, mă gândeam baza militară să o fac aici. Deci toată chestia asta să fie așa ceva, ziduri și să fie frumos. Bun. Alexuțu Alex, de fapt, spune că aici la cinema aș putea să sting luminile și să fie întuneric ca la un cinema, dar să nu se spawnezi mobi. Mă vrei cam multe tu, că cum să sting luminile, dar să nu se spawneze, e imposibil, cum să zic eu, n-ai cum. Uite, ba chiar aici am pus glowstone deoarece era prea întuneric și n-am cum, deci chiar n-am cum. Ok, și mai am un coment de la HD Rapper care zice no name, fă un copac uriaș peste spawner, e spawner. Să fac un copac uriaș și deci el ar zice să fac copac uriaș așa, cu toate rădăcinile așa și să fie cine știe ce copac aici și intrarea să fie pe aici. Măi, e... pot să fac chestia asta, dar eu știu din propria experiență că un copac atât de mare, de un proiect de asemenea învergură la ce zici tu aici, crede-mă, durează foarte mult timp. Știu că am făcut în survival un astfel de copac, am făcut chiar mai mic decât ce zici tu aici, am avut o serie Mesa și am făcut un astfel de copac și mi-a luat, nu știu, mi-a luat foarte, foarte mult timp, adică chiar mi-a luat foarte mult timp și nu cred că vreau să mă bag într-un proiect atât de mare. Dar cred că o să fac un copac sau poate doi mai micuți și rădăcinile lui să vină ceva gen așa și să fie copacul aici, un copac acolo și să fie grădină, alți copăcii mai micuți. Probabil că da. Bun, am terminat cu... ar mai fi o chestie care vreau să vă spun. Am observat că... nu știu, m-am uitat așa puțin să văd și eu, mă, cine se uită la videoclipurile mele și am observat că mulți dintre voi comentați cu like sau nu neapărat cu like, dar comentați, dar nu dați. Mamă, deci, nu știu, e ciudată faza asta, adică comentezi că dai like, dar nu dai. Ok, treaba voastră, nu vreau eu să mă bag în chestiuțile voastre, probabil vouă nu vă place sau eu știu, nu vreau să mă bag. Bun, în acest episod vroiam să fac eu așa, să-mi dau eu seama de niște chestii, să văd cât îmi dă fermele astea mie, adică vroiam ok, uite că așa se ia mult mai repede. Ce vreau să fac cu pumpkin-ii ăștia e să fac niște jack-uri de alea, să văd dacă există mai întâi, că v-am zis, unele iteme nu există și e destul de ciudat. Dar, na, să fac niște
jack-uri de alea, că vreau să pun, ca să fac lumină, nu mai vreau să pun torțe pe spawner, vreau să pun lanterne de astea, ok? Și o să arate și mai drăguț, zic eu. Ia să vedem acum dacă există. Ia, ne dăm săculețul și vedem că avem niște torțe noi aici. Uite că există. Hai să punem torțele astea la loc. Mă, vreau să vă zic că am început să ascult muzică de pian, adică muzică de asta nu neapărat melancolică sau ce știe ce, dar liniștită, frate. Și vreau să vă zic că, nu știu, probabil mulți dintre voi nu o să nu ascultați sau chestii de astea, dar mă relaxează foarte mult și îmi dă o stare de spirit foarte bună. Bun. Am, de asta vedeți că sunt și mai liniștit acum. Anyway, vedem că dacă punem noi este, bă, chiar arată binișor, chiar arată binișor. Și când o să pun eu dirt, că o să pun dirt pe aici, bineînțeles, o să pun dirt, o să pun apă, poate și o mini cascadă așa dintr-un pârâu sau cine știe ce, o să fie foarte, foarte drăguț. De aceea o să luăm noi săculețe și o să le punem aici, că merită. Vreau să mă duc eu și să iau eu chestiuțele astea, să le pun eu frumos aici, că mie că rămân fără și o-i cădea naibii în vid și nu o să fie deloc drăguț. Aș mai face eu ceva aici. Da, bun, stați, mi-a sugerat în mai multe episoade un tip că dacă apăs eu shift, ia stai, shift C, what? Agromod, armor, what the fuck? Armod lăsăm, pentru că înainte l-aveam pe al. În fine, chestii complicate, nu știu. C, nu, armod. Cum n-ai barier? Aha! Îi vedem că dacă apăsăm Ctrl Shift V se descarcă oarecum, înțelegeți? Și nu o să mai aibă raza aia de acțiune, ceea ce e mult mai bine, adică nu o să mai distrugă totul în jur. E ok. Mamă, ce m-am speriat! Mamă, deci mă plimbam, deci fiți atenți, vorbeam cu voi și mă plimbam așa, știți? Și am dat o dată așa și am văzut chestia neagră și mi s-a părut că m-am uitat recent la un film SF, se numește Dark Skies sau ceva gen Ceruri Întunecate s-ar traduce, și e vorba despre ceva extraterestri care, cum să zic eu, răpesc oameni pentru teste, în fine, și a fost foarte, foarte dramatic și oarecum și înfricoșător. Și hai că să vă zic așa un pic rezumatul, până la urmă când au descoperit, foarte târziu au descoperit că chiar e vorba de extraterestri, părinții unor doi tipi credeau că extraterestri voi să răpească copilul mic și toată familia s-a bazat să-l apere pe ăla micu, și când au venit, până la urmă nu l-au luat pe ăla mic, l-au luat pe ăla mare, l-au luat pe marele. Adică a fost ciudat oricum, a fost foarte dramatic. În fine, și faza că extraterestrii erau niște umbre, un fel de umbre, așa, știți? Ceva negri, ceva negru. Mamă, și m-am întors așa deodată și așa se întâmplă când vă uitați la filme de groază. Deci m-am întors așa deodată și am văzut, hey, what the fuck, ce chestie asta? L-aș distruge, dar mie că o să fie singura modalitate, că am bulit eu ceva prin Nether pe acolo, am bulit o grămadă de chestii. Dar nu e vorba despre asta acum. Mă, văd eu că aici am o grămadă de lemn, dar anyway. Mă, și trebuie să-mi fac o dată curat, frate, prin chesturi. Adică hai să vedeți, să vă arăt câte chestii aiurite am eu prin chesturi. Adică o grămadă de porcării, frate, o grămadă de porcării. Mă, dar am eu lene. Dar mi-o lene de aia mare, frate, să fac zic muschet, blunder, basso, muschet. Mi-o lene mare, mă, să fac curat în chesturi. Dar va trebui odată și odată să fac curat în chesturi. Bun. Da, vedeți, dacă stați și vă uitați atent, se văd oarecum pulberele. Ia, să mă uit eu atent. Fuck. Nu, oare dacă mă duc așa pe o parte, oarecum și...
Nu mă, hai ca să vă arăt un exemplu sigur de pulbere. Uite, tragem în peretele ăsta și sunt sigur că o să se vadă pulberele. Te rog, te rog, pușco, să nu mă faci de râs, că le-am zis la băieți că o să se vadă. A, uite, vedeți, vedeți, vedeți? Uite, chestiuța asta de aici, care încă mai scoate fum și acum. Despre asta e vorba. Dar oare mă întreb, cât de departe pot să trag chestia asta și să o moare? Ok, se pare că am ratat, nu-i nimic. Păcat că nu este acel mod. Știți că era un mod cu arme de astea noi, Kalashnikov, M4, MPM, sau MP3, nu știu de ce toate armele au M. Adică trebuiau să aibă un G sau nu știu, de la GAN, un nume reprezentativ, dar nu, M. M de la oare, oare de la ce vine? Probabil e doar așa un cuvânt care s-a pus de-a lungul timpului. Bun, bun, toată treaba e în regulă, frate. Deci toată treaba e în regulă. Mă simt mândru de ce am făcut până acum. Cred că va mai trebui să culeg fermele astea, că s-au făcut cam mari. Mă, și vreau aici în deșert. Vreau să fac din sand, adică să pun un strat de cabl de desubt și să pun o grămadă de sand. Adică nu chiar o grămadă, să fac așa un fel de platformă și să fac un fel de casă în deșert, de casă de asta din sandstone, o grămadă de chestii frumoase cu o un iaz sau nu, lagună, cum naiba îi se zice, mamă, deci trebuie să mă interesez înainte videoclipului. Dar în niciun caz n-am să fac scenariu. Adică de ce ți-i face scenariu? Înțeleg că nici vlogger, poți să -ți faci scenariu și o grămadă de chestii de astea, adică să știi ce să spui. Bine, și când ești oarecum gamer, poți să, de fapt nu cred că mă numesc gamer, dar cred că se poate spune și așa. Ideea e că ideea e că se face noapte. Ideea e că, nu știu, nu încep să-mi fac, poate așa într-un mod pe ideile principale, da, asta zic. Zic bine, da. Să fac scenariu așa, adică cu replici, ce să spun. Nu, cine și-ar face asta, frate? Adică, cel puțin eu nu. Sau ar trebui? Aoleu, nu mai știu ce să cred. Nu mai știu ce să cred. Ce e? Sunt opțiunile de la Raise Minimap. Ia să vedem. Minimap options, map scale. Aoleu, cine și-ar face o atât de mare? Hai să o lăsăm mai mare, așa. Ok. Raise Minimap, Zen Minimap. Nu știu care-i... Cred că așa, dacă o lăsăm, pare mai stilat așa. Dar se vede mult mai clar. Vedeți? Așa că o să o lăsăm așa. Map shape. Ce drăguț! Mamă, deci așa o lăsăm. Așa ne arată și nordul, sudul, măsat asul. Ok. Map opacity. Ok, lăsăm 100%. O grămadă de chestii, frate, și show menu, ok. Cred că nu o să avem nevoie, că știm care e. Font scale. Ok. What the fuck, ce faci chestia asta? Ok, habar n-am. De fapt, cred că știu oarecum. Anyway. What? O grămadă de chestii care nu știu ce fac. Lăsăm, hai. Menu. Back. Ok, acum e mult mai bine, dar faza e că e ca și cum s-ar mișca mapa, așa, nu știu cum să zic, e ok, dar măcar acum se văd și cifrele mult mai bine, pentru că nu joc în full screen, deoarece e cam idiotă faza cu tech-ul ăsta, e, nu, faza că la tech-ul nu poți să-ți alegi dimensiunile la care vrei să filmezi sau chestii gen. Ok, uite ce fel se vede Billy pe harta aia micuță, se vede așa ca un fel de pată. Ok, păi, n-am. Nu, în episodul ăsta am vrut să discut cu voi, nu știu, n-am mai vrut să fac nimic, înțelegeți? Deci pur și simplu n-am mai vrut să fac nimic, pur și simplu am vrut să discut. Dar știți și voi chestii, discuții constructive. Ce bine, ce tare se vede chestia asta. Bun, mă, hai să ne jucăm puțin niște Snake de la, nu?
Worm. Hai să-i dăm la medium. Adică hard e prea, nu suntem focus pentru hard, dar deși nu înțeleg de ce au pus să, bine, știu că să chestii snake sau bla bla bla, dar putea la fel de bine să pună liniuțe sau nu știu, și se vedea mult mai ok. Da, na. Mă, vreau să fac scorul 100, ok? 60. Pac. Pac. De ce-s două, nu înțeleg. Ok. Am făcut chiar 110. Bine, mă. Gata, de ajuns. Și cum ar trebui? Mama, asta e o chestie, nu știu cum să... Fuck! Grijania, mătii. Ar trebui să-mi iau niște frunze pe aici. Ok. Pac. Ok, și am și reparat, mamă, deci suntem niște genii, frate, niște genii suntem. Ok. Mă, mie îmi place aici cum a ieșit. Deci îmi place aici chiar cum, îmi place foarte mult cum a ieșit aici. Cu cake-uri, chestii, tortulețe, e chiar foarte drăguț, e chiar foarte drăguț. Deși aș vrea eu... dar ce bine se vede minimapul, acum mult mai clar așa, adică îți dai seama, bă, acolo scasele, să... Schisti. Billy. Acum, cred că o să fac baza militară, cum am zis, aici, așa, știți, pac, o să fac o platformă. Și ce o să fie baza militară? O clădire. Deci, asta e clar, o să fac o clădire. După, pe clădirea asta o să fac un loc pentru... pentru elicopter sau avion, depinde ce. De fapt, cred că o să fac un elicopter. Probabil o să fac și un aeroport, dar în episoadele mai, în episoadele viitoare. Așa, o să fac o clădire. După aia o să fac un loc de tragere, poate niște mașini de armat, niște jeepuri, așa, șmechere. Zic bine jeepuri? Nu, habar n-am. Ok. Ce tare se vede chestia asta. Ok. Deci, lume, eu am fost No-Name. Sper că v-a plăcut acest episod. Adică, nu știu. Sper că v-a plăcut. Și dacă... dacă v-a plăcut, în orice caz, sper să lăsați un like și un coment. Și habar n-am ce să vă mai zic. Deci un like și un coment contează foarte mult pentru mine. Vreau să creștem și noi, să devenim cât mai mari și să arătăm lumii că putem. Adică, bine, nu știu, nu prea mari să devenim pentru că o să devină obositor, dar să avem și noi cât mai mulți prieteni, că suntem ca o familie, nu-i așa? Sper că suntem ca o familie. Suntem, nu-i așa? Anyway, lume, eu am fost No-Name. Bye-bye. Lol, voi vedeți ce față are tipul ăsta? Adică, eu cum ar veni? Nu știu, are o față de Megusta. Cred că știți faza cu Megusta, e imaginea aia. Dar priviți ce față de Megusta are. Megusta. Ok, lume, întrebarea zilei. De fapt, da, întrebarea zilei cred că zic bine. Sau întrebarea episodului. Nu știu, vreau să sune mai bine. Lume, ce tipuri de muzică ascultați voi? Adică rock, nu știu. Și spuneți și melodii preferate dacă aveți. Habar n-am ce să zic, habar n-am. Secțiunea de comentarii e numai a voastră, deci nu mă bag în secțiunea de comentarii, ok? Deci e numai a voastră, faceți ce doriți acolo. Așa, dacă vă întrebați ce am pe mine, am pantaloni ăștia, habar n-am ce-i cu ei. Adică pur și simplu priviți, cred că e ceva bug, dar uitați ce sexy suntem cu ei. Ok, lume, eu am văzut No-Name. Bye bye. Din nou, de fapt, bye bye.